Și din păcate, vremea se schimbă radical la început de primăvară. În următoarele zile, ploile vor predomina în majoritatea zonelor, apoi vremea se va răci brusc. De mâine, temperaturile nu vor mai trece de 11 grade Celsius, iar nopțile vor fi din ce în ce mai reci. Mai multe informații despre ce ne rezervă vremea primim de la Florinela Georgescu, director executiv al Administrației Naționale de Meteorologie. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru intervenție! Bună dimineața! Într-adevăr, aria precipitațiilor va cuprinde cea mai mare parte a țării astăzi și mâine și pentru că suntem și într-un proces de răcire a vremii, nu vor fi doar ploi, este adevărat. Ninsorile vor fi prezente în special în zona montană înaltă, dar începând din această seară și pe parcursul zilei de mâine, lapuriță și ninsoare vom întâlni și în zone mai joase din Moldova, Transilvania, poate și din partea de nord a Munteniei. În special în zonele deluroase sunt mai degrabă posibile precipitațiile solide, exceptând zona montană, însă este posibil să se depună stradă zăpadă, deci și în zone mai joase, nu neapărat doar la munte, un stradă zăpadă care însă nu are foarte mari șanse să persistă prea mult, pentru că de sâmbătă și mai ales duminică temperaturile vor crește. Până atunci însă maximele de mâine și poimâine se vor încadra în general între 1 și 8-9 grade, temperaturile cele mai scăzute le așteptăm în Moldova și în partea de est a Transilvaniei, iar minimele, deci temperaturile de pe parcursul nopților, vor deveni negative, mai ales în jumătatea de nord a țării. Se vor încadra în general în următoarele nopți între minus 4 și 4 grade la nivelul țării, iar în depresiunile din estul Transilvaniei, mai ales în noaptea de vineri spre sâmbătă, este posibil ca temperatura să coboare spre minus 8 grade. Așadar, doamna Georgescu, pare că vremea, că iarna se întoarce, deși am avut o perioadă destul de caldă, luna februarie a fost cea mai caldă, spuneau datele preliminare pentru cea mai lună caldă din istorie de lună de februarie, Da. Așadar iată acum iarna se întoarce. Februarie a fost într-adevăr o lună excepțional de caldă, nu ne puteam aștepta să fie și martie în același scenariu. Deocamdată martie pare a fi mai apropiată de evoluția firească, cu o vreme schimbătoare. Nu este neobișnuit ca în această lună, deci de obicei în martie, să avem și episoade de vreme care se semene mai degrabă cu sfârșitul iernii. Dar la fel de probabil este ca și pe parcursul martie să avem perioade și cu temperaturi foarte ridicate, chiar și în acest sfârșit de săptămână, duminică, mai degrabă luni, să ne apropiem de 20 de grade din nou în partea de sud a țării. Vă mulțumesc tare pentru intervenție, doamna Florinela Georgescu, director executiv al Administrației Naționale de Meteorologie, despre cum va fi vremea în perioada următoare. Iată, deși se răcește în următoarele două săptămâni în întreaga țară, ne așteptăm chiar și la ninsori, începând cu această noapte, în mai multe zone din țară, inclusiv în Muntenia, spunea doamna Georgescu. Iată însă că peste alte două săptămâni s-ar putea să avem din nou temperaturi de primăvară, asta după ce în februarie am mai avut un val de căldură și am avut cea mai caldă lună din istorie, din istoria măsurătorilor meteorologice, cea mai caldă lună februarie. Vom vedea așadar ce ne rezervă vremea.